Sărănuile, sărănuile, ce faceți? La expoziție? Vă plac porumbei? Da, da. Da, cu cine ați venit? Cu soții, bănuiesc, nu? Și ei pe unde sunt? Pe aici? V-au lăsat? Da? Vă salutăm. A, aici sunt lângă noastră, nu? Vă salutăm, vă salutăm, stimați domn, ce faceți? Vă salutăm. Mă bucur, mă bucur că ați venit cu soțiile aici. Vor, nu vor, n-au ceva. Ce nu trebuie să vin aici, nu? La porumbei, nu? Am înțeles. Sunteți un fericit să știți că doamna vine cu dumneavoastră la astfel de manifestări columbofile. Doar la manifestări. Atât, nu? Dar la masa festivă o luați? Mai mă gândesc. Am înțeles. Cum vi se pare expoziția? Foarte bine organizată. Da? Și cu man frumos. Biletele pentru masa festivă se pot achiziționa de la domnul Pițu până la... Și porumbei, nu? Vă plac, vă plac? Sunt ai dumneavoastră? Ai? Nu. Da, aveți aici unde? La ce categorie? E chiar al noastră ăsta? O, sunt frumos. Ia să vedem, aici domnul? De unde domnul Dan? O, frumos. Mă bucur, o pasăre bună. Azi maraton, matur, frumos. Câți porumbei aveți în expoziția? Trei. Trei bucăți? Azi maraton, un mascul tot la azi maraton și încă un mascul la azi maraton palmares. Deci nu lucrați decât cu maratonul. Și la nivel înalt, nu? Ce ne puteți... Dar vă că încercați bine, nu? Ce ne puteți spune despre pasărea din fața noastră, ca și origine? Origine 50% distracte sandu la Caracal și moanțătorii la fel 50% urmei de maraton. Da, frumos. Acolo, la noastră, la Caracal, din câte știu, o grupare foarte importantă care zboară fundul și... majoritatea pe maraton. Pe maraton, nu? Rar care mai zboară viteză. Și care au zborat viteză, acum iau că am schimbat tot pe maraton. Da, frumos. Păsările de unde le aveți în decursul anilor? Cum vi le-ați procurat? De cursul, tatăl meu zbura pe urmei... Deci îi moșteniți pasiunea, nu? Mic, și acum ne ocupăm în... În tandem? Vă ajută, da? Astăzi nu au putut să vin, am niște trecuri. Dar alături de dumneavoastră, nu? Și vă susține. E bine. Când nu sunt eu acasă la servici, e el, când e el plecat, sunt eu. Suntem între ei tot timpul. Cum e greu să faci o astfel de categorie și la nivelul ăsta? La nivel național e greu, nu? Pe țară. Ce specificitate are? Cum îi pregătiți? Într-un mod deosebit? Cum îi motivați? Deosebit, n-am zburat. Am zburat pe unde e la natură tot timpul. Da? Anul ăsta am trecut la Vădovie primul an. Deci ăsta e primul an în care obțineți rezultatele astea zburând la Vădovie, nu? Frumos. Anul ăsta nu prea m-am ocupat de ei, că făceam naveta la Pitești, lucram aici. Tatăl meu singur, având și mai mulți porumbei. Dar când îi zburați la natural, de exemplu, încercați să le găsiți anumite poziții de cuib? Să-i zburați pe ouă, pe pui, pe... La zborurile mai lungi, adică peste cele peste 1000 să fie porumbele. Un pic îl aranjat, să... aranjat și odihnit. Să nu fie în goană, dacă e în goană... Exact, nu-l angajați dacă nu. Și... Da. Sănătatea, în primul rând. Exact. Ca și produse, ce folosiți? Ceaiuri naturale. Ceaiuri naturale, cele mai multe. Când vin de la zbor, obligator, ceaiuri. Tratați la săptămână, o săptămână de tricotomoză, o săptămână de respirație, în rest, nu prea. Antrenamente doar în jurul crescătoriei sau îi duceați și... Îi duceam, că acum m-am mutat acasă, dar eu făceam la meta la Pitești și îi luam la săptămână, la Pitești de vedea lui. Cât e de la Caracal la Pitești? În jur de 80-90 km. Deci îi ținea în forță, așa, în priză, da? La săptămână. La săptămână. Între zboruri. Creșteți mulți porumbei? Câți aveți acasă? Aproximativ 200. 100, nu? 200. 200? Însemnând matcă, pui, zbor, tot, nu? Matcă cu tot. Cu tot. Și la lotul de zbor câți aveți? Motorii am plecat anul ăsta cu 110, au rămas 70 și după zborurile de pe unii, acum cum. Am înțeles. Vi se pare greu acum numai? Deja e o jucărie pentru dumneavoastră maratonul, nu? Asta e zburând de mult pornii și... Da, da. E greu cu întreținere. De ce? Mâncare bună, tratamente ca lumea, nu? Mâncare mai mult cumpărată din târg. Da? Cu mâncarea din târg? Să le cumpăr la sac la atâția pornii. Da, e mai greu. Ce vitamine și mâncare bunicică.
Optimist pentru 2018. Ce planuri v-ați făcut pentru 2018? Ce ați vrea să mai câștigați? Că mai mult de atât nu se mai poate, nu? Mai în față și mai în față. Și mai sus? Mai în față. Mai sus de unul nu se poate. Mă bucur. Mă bucur mult. Care se străduiește să ajungă cât mai sus acum. Mă bucur mult. Vă mulțumesc mult pentru amabilitate, vă felicit pentru rezultate. Vă țin pumne să obțineți în continuare tot ce vă doriți dumneavoastră. Cu stimă, numai bine. Bună ziua, vă salut, ce faceți? Ați apucat să vă uitați la porumbei? Puțin, am venit. Cum vi se par? Foarte bine. Ați dat mâna cu domnul Cuma, că e aici pe culoar cu... Nu l-ați văzut încă? Da, îl știți, nu? Prea puțin. Uitați-l acolo, e cu Silviu Glodeanu. Îl găsim. După, uitați acum, traversați-vă culoarul celălalt. Da. Ați văzut, nu? Totodată ne place, e bine organizată. E bine organizată, nu? Bine organizată. Frumos, într-adevăr. Spațiu mare, dar și lume multă. Și o să mai vină. O să mai vină, nu? În zonă sunt foarte mulți crescători și foarte mulți... Într-adevăr, știu că sunteți din zona de aici, din Pitești? Din Argeș. Din Argeș, nu? Argeș e o zonă foarte puternică, lumbofilă. Renumită la porumbei. Într-adevăr. Super. Aveți porumbei în expoziție? Nu, deocamdată nu. Am avut odată, dar... Ați lăsat? Neavând timp să ne ținem de ei, da. Mai e mai greu, așa este. Da. Vă mulțumesc mult, toate cele bune. Vă salutăm! Ce faceți? Cum e cu organizarea? Sunteți unul dintre filonii de bază de aici, da? Vă felicit pentru tot efortul pe care l-ați făcut. Iartă-mă că ați grăbit. Am înțeles. Bună ziua, domn Cercel, ce faceți? Vă salutăm! Nu așa de bine, că alții n-au mă dat scurt și eu, nu-i nicio problemă. La expoziția națională cu porumbei extraordinar de buni, frumoși, cu aspect și sănătoși. V-ați implicat și la ediția din anul ăsta, la fel, nu? La fel de bine, da, și de puternic, da, cum ați făcut-o de fiecare dată. Bineînțeles că mă implic și funcția îmi solicită treaba asta, dar să sperăm că din ce în ce expozițiile vor fi mai frumoase, mai interesante, mai bine organizate. Acum, la anul să vedem unde poate reușim să organizăm o Prahova. Ar fi frumos, într-adevăr. La Câmpina o mai organizați anul ăsta pe Prahova? La Câmpina nu o mai organizez la Câmpina anul ăsta, o să o organizăm la Păunești. Am găsit o locație adică frumoasă și acolo și am găsit și câțiva sponsori. Da, e important asta, într-adevăr. Acolo și ne ducem acolo, am zis să mai schimbăm locație. Corect. Exact, nu face rău, nu? Nu, de ce se face rău? Suntem la 8-a ediție, 7 le-am organizat la Câmpina și până la 100 vedem unde. Vă mulțumesc mult! Cu plăcere! Vă doresc mult succes în continuare, numai bine!
la Piața Domnului se desfășoară un turneu internațional din care a venit cel mai roman, Simeone Gigescanca, Andrei Marius, Hamza Madri, Azat Alexandru, Vadim Vasile, George Dugă, Vadim Dacă Simeone și Dimitri Hedeviș. Liderele pe urmă să deschidă să vă mai vizionă la domnul